cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Vă invităm la o cafea de dimineață și la cornulețe cu rahat. Pentru că, nu-i așa, cornulețele sunt niște gustări minunate, iar rahatul este pe toate drumurile în țara aceasta. Astăzi, după pauza de ieri, deci vineri anunțam că nu mai facem emisiune, am uitat să specificăm că nu facem vineri, dar mă rog. Astăzi continuăm prea frumoasele noastre încercări de a discuta despre ce se întâmplă în jurul nostru altfel cu niște discuții despre forme fără fond. Adică, în administrație, și nu mai vorbesc aici de politică, că nu vreau să mi se întâmple ceva, să iau vreun antivomitiv în timpul emisiunii, deci, despre administrație, aș vrea să vorbim în ce fel. Dom'le, vin oamenii ăștia din administrație și ne spun cam așa. Ei, zice, aveți voi ăștia pietrenii, nemțenii, românii în general, nevoie de oameni noi. Oameni noi cu viziune, care să vină, să schimbă lucrurile, care după ce se termine campania, închid ușa, politicii la poarta primăriilor, consiliilor județene și se ocupă numai și numai de ceea ce se cheamă administrație. În realitate, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Cu totul și cu totul altfel. Deci, băieții, după ce au ajuns în funcții în administrație, toți fac politica în gro. Uită să fac administrație sau o fac așa cum au învățat ei să facă administrație de la ceilalți, care erau înainte. Sau de la băieții care au rămas acolo pe funcții, înșurubați la butoane în primării, adică funcționarii cheie. Și astăzi câteva exemple, să o să scuzați din când în când limbajul, da, avem rahatul pregătit. Deci câteva exemple despre cum se face administrație, că e mai aproape astăzi la Piatra Neamț. Ziarul Mesagerul, varianta online, publica zilele trecute, dacă nu mă înșel, sâmbătă, un material care spunea despre tupeu, obăznicie și complicitate la nivelul minor, al amplasării unui chioșc într-un loc foarte important din oraș, adică în parcul central al orașului. O să spuneți, doamne, ce atâta tevatură pentru un chioșc? Dar nu e vorba despre un chioșc. Aici este vorba despre cum își bat joc funcționarii din primărie, la ordin sau nu, nu știm, asta e treaba lor să spună, de ce înseamnă acest oraș. Deci, aflăm că un chioșc, de la care cred că nu există pietrean să nu fi cumpărat înghețată în parcul central al municipiului, într-un loc foarte aproape de ceea ce în folclorul nostru contemporan se cheamă chioșcul lui Carabelea, adică acel foișor din centrul orașului, deci foarte aproape de acel foișor, a fost amplasat un chioșc de înghețată, pe care îl vedeți. Acum nu-l mai vedeți, că l-au luat ieri, după ce a scris Mesagerul sâmbătă. Și a stat acolo. Au vândut, ba n-au mai vândut, ba au vândut iarăși. Ideea este că în ultimii 3 ani, spune primăria, n-au plătit nimic. Deci n-au plătit nimic.
n-au nici acorduri de amplasare, că pentru astea trebuie autorizații. Și au stat bine, mersi. Acu, ca să vedeți cum e povestea, acu toată lumea se spală pe mâini având și Biblia alături. Adică, ce spun ei? Băi, zice șefa de la patrimoniu, eu m-am autosesizat și pot să o înțeleg că e nouă pe funcție. Și mi-a zis, domnule, ceva nu e în regulă. Primesc telefon de la poliția locală. Domnule, noi am avut funcționarii de la, cum se cheamă, ăștia economic. Două doamne care s-au dus, au făcut control, i-au somat să intre în legalitate. Așa e legea. Și așteptăm. În paralel, primăria le-a trimis hârtii să-și ia cașcarabeta. Bineînțeles că nu s-au conformat la data care era în hârtii. De ce? Că dacă i-au suportat 3 ani, de ce nu i-ar mai suporta în câteva zile? Bun. Acum întrebare. Ca să nu stăm prea mult pe subiectul ăsta, că mai sunt și altele. Dom'le, au amplasat chioșcul acolo și de 3 ani niciunul dintre vașnicii mâncători de înghețată, nu de din primărie, scuzați. Deci de înghețată am spus, nu de așa. N-au văzut, bă, hai să vedem în atributul meu de serviciu să văd dacă ăștia au înghețata pe băți legală sau nu. Dar de ce să uite? Pentru că nu s-a uitat nici la crâșma domnească de sus, cât i-a funcționat ilegal și fără niciun acord. De ce? Pentru că puteau. Bun, o să spuneți, bă, ce tate vatur un rahat, pardon, de chioșc am plasat acolo, pe care și l-au luat și cu asta basta. Păi haideți să vedeți cum funcționează mecanismul. Ne-am luat cornulețul în dinți și ne-am sunat la poliția locală, unde, slavă Domnului, cornulețe nu se mănâncă, rămâne umplutura doar. Și am întrebat, dom'le, ăștia cu chioșcurile care sunt ei acolo, ăștia au avut probleme cu voi? Adică ăia de la compartimentul special, construcții amplasate. Dar, dom'le, prin 2015-2016, zice, au avut un chioșc pe undeva în oraș și ne-am sesizat că era pus fără acte și i-am scos. Ok. Dar altceva? Ce altceva nu. Dar cu ăștia din centru? Nu, nu. Dar, fetele de la compartimentul economic totuși s-au dus că parcă era și un chioșc în strand. Așa și, zice, au termen să intre în legalitate. Domnule, la strand au intrat în legalitate. Ca să vezi. Cum? Păi, probabil că au plătit. Ce aveau de plătit să intre în legalitate? Nu știm dacă au plătit să stea în ilegalitate. Dar asta este treaba șefilor din primărie să afle. Cine a aprobat lucrul ăsta? Cine s-a făcut că nu vede? Și, scuzați-mă, un șut la dos. Nu cum s-a întâmplat în cazul funcționarului care aproba plăți imense către o societate contra unor bonuri de benzină despre care noi am scris. Știți ce e cu funcționarul ăla? Bine, mersi, giugiuc ca energic, ca să spunem așa. Giugiuc, știți ce e giugiucul, nu? Da, mă rog. Și e bine, mersi. Ba chiar este și apreciat. Știe să facă muncă de calitate. Păi nu. Păi dacă băiatul știa să folosească cardul de la o societate să-și facă plinul la benzină sau motorină, să nu greșim, că cine știe, de ce n-ar fi bun în continuare în primărie să fie și promovat? Revenim. Deci acești băieți au avut un chioșc și în ștranț. Atunci am zis, mă, oare chioșcul care era în față la Să trăiți, nenea Iancu, care scria același lucru pe el, o fi fost în legalitate?
Și am aflat de la primărie, domne, nu, și l-au luat singuri când? Când? Când și l-au luat singur? După câți ani de activitate? Anii ăia au fost în legalitate? Bun, și ca să vedeți cum funcționează mecanismul. Când a dispărut chioșcul ăla de acolo, a apărut un altul. Te rog, Bogdan, mai ai un chioșc. Fă-l mare, că eu m-am săturat să mă văd aici. Mănânc și eu un cornuleț acum. Deci, a apărut acolo această oribilitate, vedeți? Dă-o înapoi, Bogdan. Dă-mă. Ei bine, când a apărut oribilitatea asta, cei de la compartimentul în construcții s-au sesizat minchenași, cum spune Ardeleanu. Și s-au dus la ăla și au zis, bă, ce faci tu aici? Iar ăla s-a dus în audiență la primărie și a zis, cum, nu e voie așa, fără niciun act? Nu. Mă scuzați, eu îl dau jos. Dar știam că nu se poate. Știți că a fost ăla dinainte. Cam așa funcționează mecanismul în acest oraș. Țineți minte că am dat în serial construcțiile demolate de actuala administrație jos pălăria. Da? Alea ilegale? E clar că s-au făcut niște pași. Dar până când nu-i pedepsești pe ăia care au acceptat lucrul ăsta. Și dacă funcționarul spune, știți, mi-a dat ordin domn pește mic sau pește mare sau domn nu știu care. Atunci te îndrepți împotriva ălui, arunci momeala și îl tragi. Deci, până atunci, lucrurile vor merge în continuare așa. Și apropo, mi-aduc aminte de o discuție de aici, din studio. Eu spuneam că piața Mărăței stă degeaba acolo și nu e folosită, nici măcar în perioadele astea în care sunt comercianți, între ghilimele, care stau pe la colț de stradă și vând din mașini. O să spuneți, vai, săracii producători, ce te iei de ei? Te rog, Bogdan, dă-mi o poză dacă ai aia cu o mașină la colț de stradă, care este în apropierea pieței Mărăței. Da? Deci, prima mașină pe care o vedeți, aia de culoare vișinie, dacă nu mă înșel, așa, maschează o mașină mai mare, care era plină cu pepeni, care era pe spațiu verde folosit, bineînțeles, ca parcare, că la Piatra Neamț nu este o problemă lucrul ăsta. Avem exemple ilustre în domeniu. Oamenii ăștia dorm acolo, vând niște pepeni și o să spuneți, vai, săracii producători. Nu sunt producători. Sunt niște șmecheri care vând pepeni acum aduși din Grecia. O spun băieții de acolo, am luat un pepene frumușel, așa, l-am desfăcut. Bineînțeles că erau conținutul din interior, dar nu dulce, așa. Și stă acolo. Întrebare. De ce, dacă tot este, de ce nu-l ducem la piață și îl lăsăm pe spațiu verde? Că mi-aduc aminte discuția aia că piața este, nu poate adăposti. Păi, dar ăștia se adăpostesc mai bine în stradă decât acolo? Și plus că ar fi salubră un pic zona, mai salubră. Bine, nu merg mai departe să-i întreb dacă i-a văzut cumva vreun echipaj de poliție locală, că nu sunt singuri, sunt mai mulți în oraș. Și toți, numere de Brăila, toți foarte, foarte, au stat la plajă foarte mult de mici copii, deci au stat la plajă de mici copii, sunt bronzați total. Dacă se uită mai ore la tine, iei doi pe în loc de unul. Dacă spune cum, adică nu-ți place, te duci, iei doi automat. Și băieții ăștia au ocupat intersecțiile. Nu îi întreabă nimeni, cum se, sau dacă îi întreabă, sunt curios, ce îi întreabă? Certificat de producător? Ce condiții se respectă acolo? Că suntem un oraș civilizat, adică te pui cu noi, suntem
stațiune turistică de interes național. O să spuneți, bun, și pe litoral vând ăia porumb fierți. Da, vând porumb fierți pe litoral, la plajă sau în niște chestii, știți? Îi mai saltă poliția. Dar de ce dacă ăia fac prost să facem și noi prost? Că avem pretenții. Bun. Hai, domne, să lăsăm și pe ăștia cu pepenii. Ne luăm de lucruri mărunte. Așa. Hai să mergem la alte lucruri mărunte. Bogdan, te rog frumos, dacă poți, dacă găsești, da, nu, mai bine lasă-mă pe mine să mă mai uit un pic prin ce mai am. Luăm o gură de cafea și celor în cauză le servim câte un cornuleț. Să mergem să vă arătăm cam cum se pot da 100.000 de lei de la bugetul local pe o cerere. Haideți să vă spun. Zilele trecute mâncam cornulețe în emisiune și vorbeam despre concursul Cupa Municipiului Piatra Neamț la călărie. Am văzut acolo că de la capitolul acela cu recreere, nu știu ce și alte asemenea chestii, s-au alocat 100.000 de lei și acolo pentru premii la concursul Cupa Municipiului Piatra Neamț. Am mâncat mult din vorbă acolo și am spus, domne, parcă nu-i normal să dai banii ăștia așa, fără să pui în proiecte cererea, programul, etc. După mai multe discuții, am reușit cumva să avem cererea făcută de cei de la baza hipică pentru a vedea de ce se dau bănuții. Și o să încerc și eu să ajung la cererea respectivă, cât timp Bogdan o pune pe ecran, da? Facem precizarea că cererea respectivă este scrisă, da, cel puțin este semnată, na, ca să nu vorbim despre scris, de către domnul Costache Lupu, care la bază este profesor, cred că de limba română. Către Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț, domnului primar Andrei Carabela. O să vedeți modul persuasiv în care este făcută această cerere, care mi-aduce aminte de colindele și urăturile de anul nou, care l-au protagonist pe același Costache Lupu. Și citim, având în vedere marea competiție internațională de sărituri peste obstacole, Cupa Municipiului Piatra Neamț, având în vedere că marea competiție se va desfășura în perioada manifestărilor prijite de zilele orașului, fiind inclusă în programul respectiv, spune domnul Costache Lupu, vă rugăm să onorați organizarea și desfășurarea festivității de premiere a sportivilor câștigători în cele trei zile de concurs. Punct. Deci țineți minte cum e la nunț. Nașul onorează masa cu... Onorează domn primar și Consiliul Local concursul Cupa Municipiului Piatra Neamț cu 100.000 lei. Pentru ce? Ediția 25-a a competiției din acest an a devenit internațională, anunțându-și intenția de a participa sportiv din Austria, Bulgaria, Franța, Turcia, Ungaria, chiar și din România. Nu avem de data aceasta din Republica Moldova și Ucraina, care asigurau internaționalizarea concursului până acum. Dar cine știe? Orice este posibil. Valoarea premiilor totalizează 100.000 lei. Frumos, nu? Deci Cupa Municipiului Piatra Neamț, vin sportivi din Austria, Bulgaria, Franța, Turcia, Ungaria și România, iar de aici 100.000 de lei, onoratul mesei. Și acum citim partea cea mai importantă. Menționăm că la edițiile din anii anteriori, deci
este deja un drum bătut, Consiliul Local și Primăria Municipiului Piatra Neamț au asigurat contravaloarea premiilor, iar reprezentanți de frunte au participat la înmânarea acestora. Deci, finit coronat opus, adică, domne, dacă vii și dai un premiu la domn Lupu pe moșie, merită să dai 100.000 de lei. O să spuneți, domne, ce ai în matale cu acest concurs? Nicio problemă, nimic, absolut nimic. Îmi doresc ca acest concurs să fie așa cum era pe vremuri cu cupa Dunhill, dacă nu mă înșel, Volvo, parcă așa ceva. Când venea Eurosportul, până când s-au prins și aia de șmecherie și ne-au tras-o peste cap. Ce ai, domne, cu ăștia? N-am nimic cu ei. Îmi doresc cupa concursuri hipice la Piatra Neamț. Dar îmi doresc concursuri hipice în care să dispară minciuna, șmecheria. Eu nu vorbesc de șmecheria în concurs. Înainte de concurs. Adică, recapitulăm. Cupa Municipiului Piatra Neamț. În ziarul de joi veți găsi în ediția scrisă și apoi în online toate amănuntele privind acest concurs și cum merge șmecheria pe bani publici folosind niște animale care săracile nu sunt vinovate cu nimic, adică niște cai nobili. Vă dau un singur exemplu, că nu vrem să insistăm foarte mult. La ora asta, știți, de obicei lumea se trezește după zilele dinainte, după serii mai grele, așa. Acum se dă mâncare la cai, se plimbă calul, pe unde se poate. Da, deci, vă dau un singur exemplu. Dacă te duci într-un material privind acest fenomen, și o să vedeți mai multe în ziarul de joi, apare la un moment dat, Bogdan, cred că mai ai un mic document acolo, o să încerc să mă uit și eu la el, să văd dacă îl văd cu ochelari la ecranul de control, unde scrie undeva negru pe alb, Cupa Municipiului Piatra Neamț, premii 15.000 de lei. Bă, o fi greșit, n-o fi greșit, citiți ziarul de joi, pentru că atunci o să vă convingeți că, de fapt, competiția se cheamă într-un alt fel. Două probe din cadrul competiției sunt trecute aici. Una este Cupa Municipiului Piatra Neamț în valoare de 15.000 de lei. La cealaltă, 100 la mie sau 100 la milion, sponsorul își achită singur contribuția. Și ne întrebăm pentru cine sunt banii pentru premii. Unde este folosită diferența? N-avem nicio problemă cu primăria Piatra Neamț sau cu domnul Lupu. Ne interesează unde se duc banii respectivi. Și dacă nu cumva s-a greșit proiectul de hotărâre. Doamne ferește, cum se poate întâmpla așa ceva? Cum se poate întâmpla așa ceva? Da, Bogdan, mulțumim. Îl avem pe Ștefan cel Mare în rolul Lupului sau Lupul în rolul lui Ștefan cel Mare, nu mai știm pe cine, pe ecran. Cam astea cu primăria. Scuzați că v-am inoportunat cu atâtea discuții, dar hai să trecem și într-o zonă a seriozității totale. Să trecem într-o zonă a unui serviciu public de care avem nevoie toți, absolut toți, absolut toți avem nevoie de el, un serviciu public care nu e așa, este indispensabil tuturor. Ieri seară am publicat. Aștept și eu să-și revină acest instrument numit calculator, pentru că nu văd dacă există în el.
alte lucruri care ar trebui să le pot povesti. Deci ieri seară, la un moment dat, am publicat pe site-ul Mesagerul de Neamț, mulțumim cititorilor, o fotografie. Bogdan, ești drăguț? Bogdan Călian, omul care stă și mă butonează pe mine în fiecare dimineață, scoțindu-mă din nerv de multe ori. Așa. Deci, acolo este apă potabilă de la Târgu Neamț. Este o ofertă de nerefuzat. Singura problemă este că băieții ăștia de la marketing, de la Apa Serv, n-au reușit încă să o îmbutelieze, să o scoată pe piață ca produs omologat. Cei din Târgu Neamț deja s-au obișnuit cu ea, adică ei au zis, domne, are și niște avantaje. Dacă mănânci mult din asta, te duci să tragi apa, e aceeași culoare, nu mai e niciun fel de problemă, totul este în regulă. Singura chestiune e că îi plătesc apa respectivă. O să spuneți, domne, și ce ai cu ăștia, domne, că săracii se chinuie. De-aia se chinuie. Săptămâna trecută erau vreo 20 de anunțuri de avarii, întreruperi de apă în Târgu Neamț. Două la vânători, ca să fim așa, rezon și cinstiți până la capăt. Domne, da, dacă luăm în anul ăsta, nu există zi fără o problemă acolo. De ce? Nu vă faceți probleme. Totul este sub control. La Apa Serv totul este sub control. Prețurile sunt sub control, salariile sunt sub control, șefii sunt sub control. Doamne, cum pot vorbi așa ceva? Sunt controlabil, am vrut să spun. Iar la Târgu Neamț este o adevărată reformă acolo. Deci acolo au un fel de stație, substație, ceva de genul ăsta, în care se lucrează tare, se lucrează unii pe alții. Unii reclamă pe alții, alții pe ăilalți. Șeful doare în cot, de ce spun angajații. Important este că timpul trece, leafa merge, avariile curg, intervențiile așișderea, toată lumea e mulțumită. Cei mai mulțumiți sunt cei care vând apă plată sau cei care încep încet, încet să pună stăpânire pe izvoarele naturale din zonă ca să vândă apa chioară. Oameni buni, o mică imagine a perioadei pe care o trăim în județul Neamț. O să spuneți, băi, da, ai ocolit subiecte. Nu, no, că mai sunt zile. Mai sunt zile. Mai sunt zile. Ieri citeam o știre și cu asta încheiem. Dom'le, a fost destructurată o rețea de, să-i spunem, traficați de droguri, în Suceava, Fălticeni, dacă nu mă înșel, și au fost niște percheziții în Neamț unde se făcea difuzarea materialului de consumat. Și le-au fost confiscați la ea din casă suma de 4.500 de lei. Mă gândeam, bă, unul de la ambulanță care lua, păi nu se dădea jos din pat, domne, pentru suma asta, 4.500 de lei. Păi asta e sumă să riști să-ți vină dicotul în casă? 40.000, 5.000. Mă rog, prețurile de acum, prețurile dinainte, nu le știm, dar poate le spună ea reținuți. Că ei, așa spune legenda contemporană, că au mai dat odată când au intrat în sistem. O fi așa, nu o fi așa. Vă invităm la o cafea și un cornuleț. O zi frumoasă, numai bine. Marți? 3 ceasuri rele? Nu cred. Nu cred. Totul este bine. Numai bine. Sănătate!